Atenție cum circulați pe trotuarul de pe strada Corneliu Coposu la intersecția cu strada Avram Iancu, dacă nu vreți să ajungeți în Valea Zalăului. Colega mea Corina Gliguța vine cu mai multe detalii. Trotuarul de pe strada Corneliu Coposu la intersecție cu strada Avram Iancu s-a surpat. După cum puteți observa și balustrada este șubredă și fie că este zi, fie că este noapte, există pericolul să cădeți în Valea Zalăului. Trotuarul de la intersecția străzilor Corneliu Coposu cu Avram Iancu s-a surpat exact pe partea de interior de către Valea Zalăului. Mai mult decât atât, o balustradă este lipsă, probabil căzută în vale, iar celelalte sunt extrem de șubrede. Dacă se întâmplă să vă dezechilibrați și sunteți nevoiți să vă sprijiniți de balustrada care încă mai există, puteți cădea în Valea Zalăului cu ușurință. Dacă este noapte, pericolul devine mult mai mare, deoarece porțiunea surpată este umbrită de un corcoduș, ceea ce face ca vizibilitatea să fie mai redusă. Se pot întâmpla accidente? Normal că se pot întâmpla. Așadar, fiți foarte atenți cum circulați pe acest trotuar până când firma Citadin, care se ocupă de reabilitarea trotuarelor, va lua seamă de cele sesizate de dumneavoastră, plătitorii de taxe și impozite.